75% din români consideră că în pandemie oamenii au murit din cauza neglijenței și incompetenței autorităților. Ce alte informații uluitoare despre nemulțumirile locuitorilor față de modul în care a fost administrată criza sanitară conține ultimul sondaj în curs? Președintele Iohannis face afirmații îngrijorătoare. Într-un discurs adresat pentru Camera de Comerț și Industrie, Klaus Iohannis anunță încetinirea creșterii economice, adâncirea deficitului comercial, scumpiri în lanț și ne anunță că perioada încercărilor pentru economie nu s-a terminat. E o tentativă a președintelui de a ne spune într-un limbaj tehnic că începe dezastrul? Care sunt probabilitățile să intrăm într-un colaps alimentar și cum s-ar putea desfășura acesta? Specialiștii dau verdictul. Peste 20 de state americane contestă mandatul administrației Biden privind vaccinarea obligatorie pentru lucrătorii din domeniul sănătății. Putem vorbi de începutul unei revolte? Stă America pe un butoi de pulbere? Da, am văzut și un head modificat. Ar fi bine totuși să ne abținem de la inițiative de genul ăsta pe la editare pe acolo. Nu e sondaj în curs, e sondaj curs. Curs e o, da, un institut de sondare opinii publice din România. Bună seara, bine v-am regăsit, prieteni. Avem o ediție de forță cu dezvăluiri. Așteptați-vă la niște lucruri extrem de interesante, la momente de calitate în platoul nostru, la Vinea Șandru. Bună seara! Mulțumesc frumos pentru invitație! Mirel Curea, redactor șef ajuns la evenimentul zilei. Bună seara! Și nu în ultimul rând, un om foarte important și foarte bun cunoscător al realităților economice, Ian Popescu, fost senator, expert în energie, politice, economice. Bună seara! Bună seara, mulțumesc! Obișnuiți-vă cu titulatura asta de expert, deși nu vreți să vă asumați, dar știm că e adevărat. Așa e când te pricepi. Ești expert, clar. Păi nu, se pricepe cu siguranță. Sunt alții foarte buni în România și mi-e rușine de acei oameni. Dar, din păcate, nu-i folosește nimeni. Acum, câteva săptămâni spuneați că Ciucă, Nicolae Ciucă va fi prim-ministru. Se pare că târgul politic cumva s-a încheiat. Bâlciul va continua, dar Nicolae Ciucă este, până la urmă, să zicem, soluția de început a acestei coaliții. Florin Cîțu a renunțat la pretențiile lui, oare? La propunerile gen prim-ministrii Dan Vâlceanu sau Rafila, pentru că la un moment dat se pare că agrea și aceste variante mai degrabă decât Nicolae Ciucă. Și nu știm care vor fi, bănuiesc că sunt niște favoruri făcute unor personaje, acum pentru că s-a ajuns la varianta asta. PSD-ul probabil va obține ministere importante, cele mai multe ministere, așa ar trebui. Nu știm ce va obține Florin Cîțu, că asta e interesant. Ce se va întâmpla cu el după Mirel Curea? O perspectivă. Ce se va propunerea cu, cu Rafila a aruncat-o în baza unei informații greșite. Că liberalii au început să cam facă mișto de Cîțu și nu de ieri de azi. Și au spus că Ciolacu nu vrea să audă de Rafila ca eventual premier. Și Ciolacu i-a făcut surpriză și premier, suntem de acord imediat cu propunerea asta de Rafila prim-ministru. S-a speriat. Da, și s-a speriat, da. E foarte complicat să previzionezi destinul lui Cîțu. Din informațiile mele, din interiorul PNL, nu știu cum să facă să scape de el. Atunci să vedem dacă va reuși să facă și să ocupe ceva prin Parlament, că acum încearcă, după cum știe toată lumea, încearcă să obțină o șefie în Parlament. Cert este că i-a scos din minți pe liberali, pentru că, de fapt, negocierile astea n-au fost negocieri liberali PSD-iști. Au fost negocieri în interiorul Partidului Național Liberal. Acolo au fost discuțiile ce să fie și cum să fie. Eu sper să se termine cu toată prostia asta. Adică țara a fost ținută pe loc timp de 6 luni, că a fost bătălia dintre Cîțu și Orban și chiar ne-au spus, nu, domne, stai, că vin alegerile din partid și ne apucăm de treabă imediat. Acum și numirea unui nou guvern a fost ținută în loc tot de baletul acestui Cîțu. Eu nu știu cine l-a plăcut pe Cîțu, cine l-a adus pe Cîțu. Mi este ușor să bănuiesc, dar nu vreau să luați amenzi. Ian Popescu, care să nu luați amenzi din cauza mea. Da. Nu o să ne lansăm Da. S-au mai spus lucruri pe ce fir erau venit. Într-o zi în care mi-aduc aminte că eram cu Salmiza Androni, cred că într-o dezbatere, și în ziua în care era acuzat că a venit pe niște filiere din SIE, presa, toată presa scria despre asta.
și chiar fuseseră menționate niște nume prin intermediul cărora a ajuns la o anumită poziție, a sfidat presa și s-a întâlnit în Dorobanți la o cafenea foarte vizibilă, o terasă, cu unul dintre personajele care la... despre care se spunea că l-ar fi ajutat foarte mult în carieră. Personaj din siajul SIR, cel puțin asta acum, spună sursele de presă. Eu nu o singură chestie mai am de spus despre personajul ăsta și cu asta am încheiat. Eu sper din suflet ca la Ministerul de Finanțe să vină cineva care să aibă și tenacitatea și forța și curiozitatea să vadă ce s-a întâmplat în Ministerul de Finanțe în perioada Câțu, atât Ministrul de Finanțe, cât și premier. Și poate ne lămurim și noi unde-s banii ăia, de ce dobânzile alea sălbatice, poate ne lămurim ce s-a întâmplat și la direcția juridică a Ministerului de Finanțe, poate ne lămurim ce s-a întâmplat și cu procesul, exact, de desubturile, ce s-a întâmplat cu procesul pe care Ministerul de Finanțe l-a avut cu părinții lui Câțu. Adică poate aflăm niște chestii care nu-s de can-can, ci care ne interesează pe noi, copiii și nepoții noștri. Că 30 de ani de datorii îi vor interesa și inclusiv poate pe nepoți. Obținem și dedesubturi legate de modul în care au fost achiziționate cele 120 de milioane de doze de exact, sigur vaccin. Că da. Alea am înțeles că n-ar fi achiziționate și că ar fi doar cumva blocate, blocate și semi-arvunite o chestie. Asta înseamnă că nu le plătim? Nu, nu-s plătite. Nu-s plătite. Nu. Bun. Da. Să ne lămurim în privința acestui episod. Da. Dar nici nu vreau să fac afirmații fără acoperire. Fără acoperire. Dar am văzut o interpelare a europarlamentarului Terheș, Cristian Terheș, către Ministerul Sănătății, și care i s-a răspuns cumva că ar fi confidențiale clauzele achiziționării acestor doze, că așa impun niște organisme europene. Sunt eu, eu nu știu de când au ajuns confidențiale niște clauze care presupun, de fapt, la contracte care presupun achiziții pe bani publici. Da, sunt așa de confidențiale încât contractele au apărut. Hai mă! Da, au apărut cu... Terheș, au apărut, hașurate, dacă vrei, cu Terheș vorbim separat o emisiune întreagă. Cu siguranță. Cine ar fi un bun ministru de finanțe acum, dacă nu mai e Florin Câțu? Se pare că nu va fi nici ministru de finanțe, că de asta întreb. Domnule Popescu. Nu pot să fac o analiză vis-a-vis de... De la liberal cine ar fi competent? Vis-a-vis de ce au? Nici asta nu pot să dau nume propriu. Nu să dau nume proprii, dar... Cine putem să facem un top al oameni capabili din zona asta politică? M-aș întoarce puțin la premierul Cățu, care, într-adevăr, în ultima perioadă a făcut mult rău, deși nu mă așteptam, pentru că vedeam un om care a studiat afară, un om de altă factură, din păcate, cred că a făcut mult rău țării în acest moment, dar vreau să mă întorc la săptămâna trecută. Când v-am spus că atâta timp cât într-o ședință de birou politic, cunosc că am experiența că am făcut atâția ani parte, 80%, 90% din colegii tăi din acel birou, 60-70 cât sunt, dau în presă online. Toți. Pentru că dacă v-ați fi uitat, atunci avea și... Să nu dau nume de ziare. Toate ziarele și toate televiziunile aveau câte un interlocutor în interiorul biroului și cred că cel din spatele care stătea la ședință în spatele biroului citea din presă ce spunea Câțu la masa în capăt, afla înaintea lor. Deci în momentul în care toți colegii te toarnă la presă, au existat din tot timpul oameni care au avut colaborare cu presa, 1, 2, 3 și se dădeau pe surse, asta a fost din tot timpul și nu vor dispărea. Dacă te dau toți, înseamnă că toți sunt împotriva ta din birou și v-am spus de atunci, aduceți-vă aminte, mai dați emisiunea, zilele domnului Câțu sunt numărate. Deci în momentul în care partidul te toarnă, nu te mai vrea. Au stat printr-o conjunctură că a fost președinte și ei au încercat să spele puțin faptul că tot ei l-au susținut. Aici este problema. Acum trebuie să vedem cum uite, la vine... Am doi jurnaliști, oameni de presă aici foarte important și aș vrea să fac o precizare și să-i întreb pe dânsii că chiar eu am o problemă. Dom'le, vedeți bine, haosul ăsta este creat de acești doi lideri, și Ciolacu și Câțu, și alți membri, care în fiecare zi, dacă am cronometrat așa, câte o oră jumate stau la declarații. Când unul, când altul. Să și vorbesc. Hai, ies eu acum, ești tu acum. Domnul Curea, la mine așa am dus, este experiență. Oare a dispărut acea instituție a purtătorului de cuvânt, acel profesionist care să iasă? Dea presă exact ce trebuie și nu dea bâlciu. Când ai decizia finală de alianță, de
stabilirea protocolului de guvernare. Iați atunci președinți. A fost vreo două luni de pauză în care nu vorbea nimeni, că trebuia să se abțină atunci. Dar, domne, te-a... Și care purtătorul de cuvânt n-avea ce să spună, pentru că nu era nimic... Dar nu, păi da, dar safe. Asta ce au creat? Au creat un haos. Da. Pentru că presa normal, 10-20 de jurnaliști pregătiți cu căștile în urechi din studiourile de la dumneavoastră, puneați tot felul de întrebări și aduceți-vă aminte. Mâine se pune guvernul, poi mâine nu se pune, mâine vrea Rafila, poi mâine nu vrea, mâine vrea Ciucă, dar nu susține pe Ciucă. Vedeți, haosul ăsta. Azi e Ciucă la prânz, domnul Ionescu, haosul acesta discredibilizează clasa politică. Dar discredibilizarea o creează 2-3 oameni, din păcate. Pe vremuri, eu mi-aduc aminte, pe vremuri, când... Era la început, era instituția purtătorului de cuvânt. Bun. Ieșea purtătorul de cuvânt, oameni profesioniști, știau relația cu presa, vorbeau scurt, transmiteau ce transmiteau și la final veneau președinții și făceau conferința de presă. Eu am zis. Cred că, dacă îmi dați voie, cred că de la Adriana Săftoiu încoace, nu mai avem așa un purtător de cuvânt. Și ea era purtător de cuvânt la președinție, da? Instituția purtătorului de cuvânt s-a demonetizat pentru că... Este foarte grea, este foarte importantă, dar avem deja lideri care își doresc să iasă ei în față, să vorbească, ei nu mai au nevoie de purtător de cuvânt. Purtător de cuvânt au devenit așa un fel de consilier care eventual îl sfătuiește înainte de conferința de presă sau înainte de declarațiile de presă, ce ar mai trebui să spună, îi spune dacă a venit toată presa, dacă a venit toată lumea, stă acolo în dreapta, îi aranjează hârtiile, cam atât. Vrea să vorbească liderul, pentru că liderul atunci când vorbește are o altă greutate. Dacă te întreb acum cine e purtător de cuvânt la PNL, o să-mi spui că nu știi. Dacă te întreb cine e purtător de cuvânt la USR, o să-mi spui că nu știi. Poate știm pe, domnul Oprea de la PSD, asta pentru că vedem că la emisiuni spune purtător de cuvânt PSD. La un moment dat era Lucian Romașcanu. Da, era Lucian Romașcanu. Exact. Nu se mai vorbește despre lucrurile astea, dar bun. Apropo de Florin Cîțu, ai văzut că... până la urmă, toată debandada asta pe care o vedem zilele astea, eu nu zic că o fac amândoi, și Florin Cîțu și Marcel Ciolacu și eventual și Kelemen Hunor, ca să punem pe toți într-o oală. Nu. E ceva ce ține strict, credeți-mă, strict de Florin Cîțu, pentru că pe el se vede cât se poate de clar că cineva, nu știm cine, se pare că i-a spus: Florine, îți joci ultima carte. Deci, tare. Da. Deci tu, cred că are și el tu, elementar nivel de inteligență. Dacă nu rămâi în fruntea partidului, îl pierzi clar. Dacă nu rămâi cu cea mai înaltă funcție din stat, din partidul tău, pierzi partidul și o să te trimitem, în cel mai fericit caz, la un cimitir al elefanților. Deci eu nu cred că el o să primească o funcție în Parlamentul României. Nu. O să meargă undeva unde merge în general un demnitar după 65 de ani. Adică? Nu știu. Îl retrag pe undeva pe la Banca Națională. Exclus îl momentan. Trimit undeva. Exclus. La Banca Națională este exclus momentan. Îl trimit undeva în străinătate, acolo unde ar trebui să meargă niște profesioniști din diplomație, sunteți, dar nu, trimitem elefant. Vă bazați, bănuiesc, pe niște informații. Da, pe relațiile care are cu Muguriță, restul care sunt cunoscute din presă. Domnul Curea știe foarte bine. Cred că nici pe fața Băncii Naționale nu trece. Mugurițărescu va fi în ultimul timp ați văzut din zona lui Mugurițărescu niște declarații destul de simpatice, ca să le zic așa, cu privire la Florin Cîțu. A început să le mai îndulcească. Nu, am îndulcit că Banca Națională tot timpul a fost de echilibru. Și a fost. Sunt diplomați buni. Foarte bun diplomat, să-l au și pe domnul Vasilescu. Când ia să închide subiectul. Nu, sunt diplomați. Și normal, Banca Națională niciodată a intrat în conflict cu guvernul. Doar a atras așa atenția și... Dar mă așteptam să fie la fel de duri cu privire la Florin Cîțu. Nu au fost. Bun. Și zici că acolo îi va fi locul? Nu știu. Am zis așa. Că ar putea să-și găsească un loc. Din ce am văzut, sau cel puțin ultimele variante, erau așa. Virgil Popescu, pe care îl iubește foarte mult și îl agrează domnul Dian Popescu, va fi ministru energiei, Poate vorbim și de acest caz. Așa. Ministerul Apărării, Sorin Grindeanu. Ministerul Sănătății, domnul Rafila. Ministerul Muncii, Gabriela Vrânceanu Fire, a revenit, pentru că la un moment dat, nu se știe dacă mai e coptat într-o formulă ministerială.
pe la Ministerul Dezvoltării, CK Attila. UDMR-ul vrea să păstreze Ministerul Dezvoltării. Ministerul Finanțelor, da. Nu se știe încă, miza e foarte mare. Domnul Grindeanu, am spus, Ministrul Apărării. Apărare, da. La apărare. Nu mai știu alte lucruri. Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu. Da. Am interne, Lucian Bode. Cam astea. Bogdan Gheorghiu... Ok, sigur, actor, sigur. Om de cultură. Sigur că da. Și a reușit... A întemeiat un teatru, un post de televiziune. Absolut, și a reușit să țină sectorul cultural... Decent, cu o serie de măsuri în perioada asta dificilă. Deci a fost unul dintre cele mai grele mandate. E un guvern bun, adică din ce am auzit până acum... Funcțiile astea importante, gen... N-aș vrea să mă refer la nume proprii, aș vrea să mă refer la un principiu. Da. Ce pentru cei care au fost miniștri? Ai fost ministru și n-ai fost un ministru bun, ai șansa. Ai șansa ta ca om, că ai dat... guvernul tău ți-a fost dat jos, să nu-ți dai demisia, să nu fii demis, să te uiți în oglindă, să pleci acasă. Deci, asta, din foștii miniștri de la PNL, sunt câțiva miniștri care au șansa să se uite în oglindă, să-și dea seama că au făcut rău, mult rău acestei țări. L-ați vorbit despre încă nu s-a cuantificat din punct de vedere financiar și poate de multe ori noi am vorbit aici și uman. Nu ai făcut ce trebuie, s-a demonstrat că nu ești ministru care trebuie, pleci acasă. Inclusiv domnul Virgil Popescu, pe care eu îl cunosc foarte, mai bine decât... Dumneavoastră chiar vă așteptați serios să-și dea demisia, așa, să aibă așa un moment ăsta de... Domnul Curea, dumneavoastră sunteți jurnalist cu multă experiență și ați văzut multe și cred că vă dau dreptate. Dar situația economică a României este împinsă de situația energetică la maxim. Iar situația energetică se gestionează de Ministrul Energiei. N-ai gestionat sistemul energetic românesc în această perioadă, deși n-ai plecat cu el din criză. Ai plecat cu el bine stabilit, bine, bine. Și n-ai știut să gestionezi criza, n-ai știut să ții România... El a știut să o gestioneze, dar nu pentru țară. Aici e un alt subiect, nu mă bag că nu-l cunosc, în asta aveți mai multe informații decât mine. Dar atâta timp când nu ai știut să gestionezi, nu mai ce căuta în acel minister. Absolut. Deci nu ai ce... pentru mine... L-ați cunoscut personal? Era un expert? Expert în ce? Nu, era un expert. El a fost președinte, omologul meu la Mehedinți, dar mai târziu, după... a fost pus la Mehedinți, împotriva chiar a unui oameni care poate merita mai mult decât el să fie președintele PNL-ului Mehedinți. Dar expert în ce? Păi ca să fie expert în sistemul energetic, măcar să fi lucrat... o oră, două ore, el a fost la niște stații PECO, că și el a luat niște stații PECO de la Petrom la el acasă. Adică știe foarte bine să vândă benzină. Dar să fii ministrul energiei, trebuie să gestionezi, să fii odată operator, să vezi cum funcționează bursele, să fii lucrat într-un sistem, mai ales în momentele de criză. Sau mai mult decât atât. Nu e nicio problemă, e ministru politic. Îi dau dreptate. Băi, Virgilie, tu ești ministru politic. Te-a pus partidul că nu știu de ce. Că nici rezultate nu ai avut la Mehedinți. Dar, dom'le, ia-ți oamenii de lângă tine când îți știi handicapul și e un sistem greu, sistem energetic în Europa în acest moment. S-au cuplat piețele intraday și PZU, gazele sunt cum sunt. Au crescut din nou prețurile. Discutăm de offshore, da, au crescut din nou prețurile în cauza scandalului Nord Stream cu Germania. Dar în momentul de față avem nevoie de specialiști. Gata, s-a încheiat cu fandările pe la televizor, pentru că dau declarații la televizor, ieri a dat o declarație și azi am văzut specialiștii buni din această țară au venit și au spus: domnul ministru ar trebui să se abțină de la astfel de declarații. Eu am mai trăit 2017 o astfel de declarație, când un ministru a declarat ceva și au durat exact 3 ore ca prețurile la energie să se dubleze. Și mai mult decât atât firele transelectrice, ca să se încălzească, toată lumea căuta să aducă de import. Era Toma Petcu pe vremea aceea. O declarație nu a fost rea, ea a fost sinceră. Dacă îmi spui că tu nu ai rezervă pentru iarnă, ce te aștept la operatorii din piață să facă? Decât să se ducă imediat să intre pe piață, să cumpere la orice preț, ca să se asigure. Normal că bursele au crescut. Astea sunt lucruri grele pentru o țară. Grele. Și un ministru al energiei în acest moment în care toată Europa vorbește de energie. Un ministru al energiei care s-a dovedit că până în acest moment n-a făcut nimic bun pentru țară, să-l mai propui din nou,
timp. Dar stați, când avem garanția că e propus din nou? Așa se vehiculează în acest moment. Este ultima listă. Lavinia, dacă a fost publicată de mai multe surse de presă. Eu cred că va fi în continuare, pentru că sistemul ăsta energetic gestionează în jur de 20-30 de miliarde de euro anual. Eu am nevoie de el. Astea sunt tranzacțiile. Dar greșesc, miliarde de euro anual. Și la asemenea gestiune... Așa. S-ar putea e să nevoie fie... doar de el? S-ar putea... doar de acest la asemenea gestiune, până acum, într-un an de zile, că s-au mai combinat și alții pe acolo, cred, și va avea susținere. Da, greșesc. Deci eu îmi permis să spun, nu mai are ce căuta acest ministru al energiei. Trebuie un ministru profesionist. Chiar dacă nu e profesionist, cel puțin un ministru care are mintea pe lume. De bună credință. Și de bună credință și cunoaște handicapul și aduce lângă el oameni. România are oameni care știu să gestioneze această criză. Dar să-i aduce cu siguranță, minister. Cu siguranță, chiar dacă vin din sectorul privat, ca să nu ne fim acuzați de faptul că nu cerem niciun fel de argumente. Ne puteți spune care sunt principalele lui trei mari greșeli pe care le-a făcut, de exemplu, la aceste ministri? Extrem de important. Pot eu să-ți răspund la întrebarea? Spuneți, domnul Cunea. Într-o țară civilizată, o declarație a unui inițiat, ăștia așa se numesc în dreptul anglosaxon inițiați, o declarație a unui inițiat major, care influențează piața la modul major, este anchetată. Și atunci, luată lista cu cei care, cu jucătorii majori pe bursă, cei care așteptau declarația, așteptau consecințele pe bursă și au jucat, și sunt anchetați și se stabilește. Putem să le spunem celor care nu știu din telespectatori ce s-a întâmplat? Ce declarație a făcut domnul Popescu? Da, ce a declarație vis-a-vis de gaze și de influența Rusiei, bla, 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 și din deja astăzi m-am uitat, după declarația de ieri, deja m-am uitat, prețul gazelor s-a dus la 100 de euro megavatul, când s-a dus la o scădere de 65-70%. Și s-a dus artificial, pe baza declarației, pe o situație obiectivă. Iar pe bursă a crescut imediat. Piața vibrează, domnul Așa Ionescu. Ceva se anchetează. Dar cum întrebarea, da, exact, se anchetează, pentru că întrebarea este, a făcut-o din adins sau a făcut-o din greșeală? Deci ambele variante sunt neacceptate. Dacă a făcut-o din adins, răspunderea este penală, clar, fără discuție. Domnule, dacă a făcut-o din greșeală, nu are ce să mai caute acolo. Clar. Adică în ambele cazuri e nasol. Adică exact ce a făcut Câțu, și aici sunt probe clare, publicate și declarații lui, adică exact ce a făcut Câțu la ING. Unde a comis? Uriaș, că de-aia a sărit în sus Mugurii Sărescu, nu? De momentul în care a venit ministrul energiei, am văzut că foarte puțin a trecut peste acest lucru, a venit cu directiva de liberalizarea la consumatorii casnici, de care ați auzit, să nu intru în chestii tehnice. Prima declarație a lui a fost în decembrie, m-am uitat la el, vom proroga termenul de liberalizare. În momentul acela, furnizorii care nu iasă la televizor, n-au șansa ca mine să vorbească, au zis, o să duce 6 luni, avem timp să facem contractele cu clienții finali. Bineînțeles că în ianuarie, pac, a început să critique furnizorii. Deci a intrat exact din ianuarie când era, a început să critique furnizorii, oamenii au rămas fără contracte, prețurile, că au rămas pe furnizori de ultimă instanță, prețurile erau uriașe, el venea la televizor și spunea, furnizori, încheiați repede contracte, că oamenii s-au trezit cu facturile duble. Da. Oamenul te-a educat, te-a prevenit. Duble și triple. Dar tu când ai spus, eu l-am auzit când a declarat la televizor, vom încerca prorogarea până în vară. Toți furnizorii au zis, dacă a zis ministru, așa se va întâmpla, că e parte din guvern. Și guvernul nu s-a înțeles, nu și-a mai prorogat acel termen. Care era directiva europeană, e corect. Astea sunt declarații, când le faci, ți le asumi. Și dacă domnul ministru spune că n-a făcut așa ceva, caut eu emisiunile în spate și îi arăt și ziua în care a declarat. Și furnizorii văd aceste lucruri. Sunt mult mai multe declarații pe care le-a făcut și încheiem că aici... Bun, deja deci aici ar fi un fel de călcâie a lui Ahile în noul guvern, să zicem, sau în guvernul Ciucă. Dar de ce e o virtute? Dacă ne uităm, de exemplu, la Ghinea, care a fost... Ministrul fondurilor europene. Ministrul fondurilor, sigur că, dar ministrul fondurilor în guvernul Câțu. Și de acolo s-a ales cu porecla Ghinea zero, că absorția a fost zero. Dom'le, după aia, în guvernul Orban, Ludovic Orban, a fost din nou la același minister. Și atunci, la fel, lucrurile au fost blocate. Și atunci blocate. Pot să-mi spun eu, mie însumi, pot să-mi spun, păi de-aia l-ar fi pus, frate, că trebuia să fie zero. Normal. Absorție zero și nu te întreb dacă nu cumva din adins a făcut treaba asta? Normal, da, că te poți întreba
Te poți întreba. Da, poți să... E legitimă întrebarea. Mergi pe ideea competențelor și a modului în care este făcută selecția... Că dacă un în momentul în care vezi zero, despre ce competențe vorbim? Da. Și dacă mai vorbim despre competențe? Cadrelor? Bă, dar dacă partidul vroia să fie drăguț cu el. Dom'le, l-am văzut, a făcut nenorocire la fonduri europene. Hai mă să-l punem undeva la... Nu știu, să nu dau un exemplu, să nu pară că dau exemplu de minister derizoriu, că niciunul nu e derizoriu. Mai să-l punem undeva unde orice ar face e mai puțin nociv. Nu, l-au pus tot acolo unde a fost catastrofă pentru România. Guvernul Cioloș, absorție fonduri europene, zero. Și el vine, nu e adevărat, minte de-aia presa, spune, a fost 0,27. De-aia spunea Marcel Ciolacu că trebuie mers din nou cu PNL-ul la organizațiile europene pentru a renegocia PNRR-ul. PNRR-ul, da, da. În acest context, e foarte interesant ce se întâmplă. Este a doua oară când președintele Iohannis, după perioada de aparent silențiu stampa sau de, cum să zic, pauză vocală, iese și face declarații pe teme economice. Adică nu mai poate să se ia de PSD, e clar. A dispărut obiectul declarațiilor politice, dar face niște lucruri care sunt îngrijorătoare. Ieri la Camera de Comerț și Industrie, sau pentru Camera de Comerț și Industrie, a ținut un speech sau a făcut o declarație. A fost topul firmelor private... S-a desfășurat la Romex, că acolo și domnul Virgil Popescu a dat acele declarații. Așa. Să se dea interesant. Dar președintele, asta le dau. Președintele le este și a anunțat încetinirea creșterii economice. ca și cum, nu știu, se ia de propriul guvern sau de guvernul lui, estimată pentru anii următori, și spune așa, că este îngrijorătoare adâncirea continuă a deficitului comercial și a deficitului de cont curent. Pe fondul creșterii prețurilor, de vorbește de creșterea prețurilor care va continua, menționează rata inflației care crește și ridică serioase probleme de scădere a puterii de cumpărare și perioada încercărilor pentru economie ne anunță că nu s-a terminat. Deci, practic, ce face președintele? Ne informează că urmează un dezastru? Este într-un limbaj tehnic și mai... Păi face ce a făcut și acum câteva luni, când a spus că România este un stat eșuat. Nu, da, este un fel... Corect, domnul Cure are dreptate. Păi n-a spus că e stat eșuat. Continuă pe această linie. Continuă pe această linie. Îți dă amănunte. Ca președinte nu trebuie să ieși și să dai mesaje fie de... Dar nu e rău. De ce? Dar nu e rău. Adică, domne, cineva... mai uite mă că îl laud pe președinte Iohannis. Domne, cineva mai spune și adevărul. Păi după ce ne-a spus Câțu? Că avem o creștere economică cum n-am mai avut de pe vremea investițiilor romane în Dacia. Avem o creștere economică fără precedent. Dom'le, trebuie să vină cineva să spună, bă, fraților, stați un pic, la fel, fără stați precedent, un pic, mult nasol, vine iarna, prețurile cresc, adică, eu nici nu știu dacă trebuie să spună un președinte că cresc, păi nu vede lume. Nu, s-a apucat să ne anunțe ceva. Ne anunță, e a doua oară când iese și ne informează că urmează o perioadă dificilă din punct de vedere economic. E un alt fel de a anunța că începe dezastru pentru populație? Păi care este rostul acestor declarații? Haideți să vă spun și noi. Știți, ați fost printre ei, domnul Popescu. Am fost printre ei și cunosc. Pe marea majoritate, unii nu. Pe unii nu-i cunosc. Și, dar ca președinte, când ieși și spui asta în acest context internațional și economic, ce cer să faci? Ne anunți că începe dezastru pentru România? Ne anunți? Păi nu, dar nu poți să spui, domnule, în această emisiune că suntem pe marginea bărbației. Și tot în această emisiune v-am spus cu această lege 259 cu facturile la energie, că eu prostie au dat. Eu știu pentru că unii de acolo mă sunau și mă mai întrebau și le-am spus, vedeți că e o tâmpenie ce faceți. ANR 140.000 pe lună de verifica facturi prin lege date, 2% se verifice. Dar nu asta e. Este prima dată în istoria, cred că în istoria Europei, când furnizori de energie, care dumneavoastră plătiți, care lumea confundă furnizorul cu distribuitorul. Distribuția e una, furnizarea e alta. Furnizorii s-au dus la ANRS în coadă să-și predea licențele. Da. Știți de ce? Pentru că eu am 10.000 de clienți. 5.000. 3 clienți. Dacă eu nu mai pot să-ți dau energia, dumneata mă dai în judecată. E o combinație. În lege spune, nu poți să fii furnizor dacă n-ai licență. S-au dus să-și predea licențele de bună voie. Licențe care le-au luat cu birocrație, cu bani de puși, 1.000.000 garanții, greu de tot. Ca să scape de furnizor, să nu facă furnizare. Că ei știu că își vor băga banii și statul le va da banii după ce ANR-ul va trebui să recontroleze 2% din factură, 140.005 angajați la ANR, că nu-s mai mulți pe chestia asta, 140.000 pe lună. Asta e. Oamenii ies din business, practic. Da, s-au dus și până când și Engie a zis, nu mai vreau să fiu furnizor de ultimă instanță, nu mai îmi dați clienți.
furnizarea de ultima instanță era o furnizare benefică, să cam băteau pe ea. Adică oamenii simt că instabilitatea din sistemul energetic și atunci cine va face furnizarea asta de ultimă instanță? Păi sunt, vreo 3-4 la NRE-ul a început să răspună nu mă interesează, trebuie să o faceți. Da, trebuie să o faceți. Clar. Nu mă interesează, trebuie să o faceți, pentru că oamenii au simțit că se fac prostii la nivelul Ministerului Energiei. Ei caută să arunce la autoritatea de reglementare a NRE. Nu are nicio legătură NRE-ul. Ăsta-s prostiile lor ca să scape ei. Aruncă în alte autorități. Nu, Ministerul Energiei are 80% din producătorii de energie din România, e proprietarul lor. Da, Mădălin, imaginează-ți că una este că Clotilde Armand nu ridică gunoiul, nu mătură sectorul, alta este să nu furnizeze energie. Jal. E catastrofă. Cum? Ai morți. Ce? Cum adică? Presa s-a sensizat. În condițiile în care noi avem pandemia asta pe noi, avem toată criza sanitară călare pe noi, avem atâția oameni bolnavi și oameni care se îmbolnăvesc în fiecare zi, noi avem, suntem în marginea prăpastiei în ceea ce privește furnizarea de energie. Da, Lavinia, nu pentru faptul că n-am avea, pentru faptul că sunt incompetenți, impostori, puși în funcții. Lucrurile. Nu sunt gestionate, nu pentru că n-am nu avea. Sunt gestionate nu lucrurile. Pentru că nu investim pe zona Romgazului, da? Și acolo ar trebui să... E complicat cu Romgazul. Da, de ce? E complicat, pentru că, uite, nu știu ce se va întâmpla. Reuters menționează faptul că Romgazul cumpără jumătate din pachetul Exxon. Domnul ar trebui să investească, discuție... cred că, vreo 200 de milioane de euro. Nu, o putem simplifica. Un miliard o putem de face euro. Pe înțelesul sau, tuturor? Romgazul, haide să o simplific. E de bun augur pentru România? Nu. Romgazul să împrumută un miliard de euro să cumpere 50% acțiune de la Exxon și să rămână în concubinaj cu OMV-ul. Vezi că care deține jumătate. Grea, nu, da. Nu se joacă cu tine. Bun, 50-50%. Dar din momentul de față, Exxonul ne lasă cu 10 gropi date în Marea Neagră, ca să înțeleagă, 10 găuri de explorare și din momentul de față va trebui să începem forajul pentru exploatare. Foraj pe care tot Exxonul sau British Petroleum sau pentru că noi nu avem tehnologie. N-are. Sunt câteva companii în lume care poate să dea acele găuri. Și ție-ți mai trebuie acum încă vreo 5 miliarde că vine Exxonul și spune, păi da, eu gaură, ți-o iau la daily rate-ul la mine atâta, că sunt Exxon. Și ca să-ți dea găurile, atât trebuie să mai împrumuți încă 4 miliarde de euro, cam atâta costă. Și cu unul care îl cumperi, 5. Păi Romgazul e capabil la 5 miliarde de euro să mai supraviețuiască? Nu discuți cu Exxonul care are 145 de miliarde cifră de afaceri de euro. Discuți cu Romgazul. Părerea mea este o greșeală. Și în chipul acum așteptăm legea offshore din Parlament. Hai să vedem cum merge legea offshore, că e altă. Eu am avut părerea mea, punctul meu de vedere. Producția trebuie împărțită cu țara. Exxon, Chevron, forați cât vreți, nu vă iau taxe, nu vă iau redevență, mie îmi dați 10% din producție pe țeava asta. Ia mea. Și nu stai tenis, te combini cât cheltuie ei, pentru că ei își măresc cheltuielile tot prin firmele lor. Da. Adică sunt niște, e o chestie în cascadă. Iar dacă am vrut să simplific. Dacă Romgazul intră în combinația asta, eu sper că nu va intra. Intra de la 1 ianuarie. Vor fi înghițiți. Au niște interese acolo la Marea Neagră, eu le știu care sunt și decizia este totală lui Virgil Popescu. Nu, dar de ce mergem? El este proprietarul Romgaz. Romgazul n-a fost în stare să termine termocentrala de la Iernut de 6 ani. Adică în loc să termine o termocentrală de 6-700 de megawatts pe gaze, că ai gazele țării să dai energie mie, îi iei banii și te duci pe ceva și nu să mai ce fie, nu ar trebui nu să faci ministru acum. Și să-l vezi direct la Exxon. Tu îți dai seama că sunt singurul lucru în care poți auzi așa ceva pentru publicul din România care habar n-are ce se întâmplă. Absolut. Va fi ministru, din păcate. Publicul din România, cei care sunt direct interesați de ceea ce se întâmplă pe zona asta, oamenii nu au ocazia să afle astfel de lucruri. Sigur că da. Nu au de unde să le afle. Pentru că puțină lume mai citește prin Ionescu, presa să scrisă tu sau presa online. V-am mai spus o dată în emisiune. Dar nu, oamenii sunt profesioniști care trebuie să iasă. Noi suntem cel mai mare producător de gaze naturale din Europa după Marea Nordului, după Norvegia. Alții nu mai produc. Bun. România și Norvegia. Și care e noi problema importăm noastră? La Vinia 15%. Dar zi-o exact. Noi importăm 15-20%. Așa. Și tu vii și îmi spui că prețul la gazelor noastre e influențat de politica... Bun, ca să știe, explică-le exact, în să știe telespectatorii, de ce noi suntem disperați că nu vom avea gaze sau că prețul ăsta e atât de mare. Prețul gaze vor fi. Da. Am spus-o importăm și energie și gaze. Prețul sălbatic. Va fi în momente de criză. De ce? În condițiile în care noi avem gazul nostru. Pentru că vrea să adune bani la Romgaz
ca Romgazul să aibă bani să cumpere la Chevron. Să-și facă, pentru că dacă nu, tu îi impui Romgazului. Uite. Plafonezi prețul pentru țara ta, că-s gazele noastre, până la urmă. Nu-s gazele nici ale lui Virgil Popescu, da, nici ale lui la Romgaz. Jumate din necesarul de gaze sunt ale României. 80%. Mai e și OMV-ul care are cealaltă jumătate, mai sunt un 2-3% pentru Marea Neagră. Alți producători mai mici. Nu Marea Neagră, numai teritoriul, da, ce avem în teritoriu. Da. Te duci la OMV și le-ai spus clar, soluție de criză. Nu se depășește pe bursă prețul ăsta. Nu se exportă doar către furnizori, către economia românească. Romgazul, la fel. Ăsta e prețul pentru economia. Polonia cum o face? De ce Polonia are 100 de euro la megawatt de 6 luni mai puțin decât noi? Pentru că Polonia știe să se bată cu pumnul masă de fiecare dată. Felicitări. Auziți? Mă uitam, fac o paranteză, un minut. Ajung seara după emisiunea acasă și am obiceiul să mai intru pe YouTube când mai pot, când n-am altceva de făcut, să mă relaxez. Da. Și mă uit pe diverse destinații, pe 4K, 8K, nu știu ce. Și m-am uitat pe niște, cum arată niște orașe. N-am fost în Polonia, recunosc, n-am ajuns în Polonia. Și mă uitam pe orașele poloneze. Gdansk, Wrocław, Cracovia, Varșovia, nu mai zic, Turan și așa mai departe. Înnebunești. După istorie șubredă pentru ei. Șubredă? Dar cum pot să arate aceste orașe? A fost încălzit. Revoluție. Arată mai bine decât orașele germane. Un popor în picioare. Înnebunești cum arată cât de bine refăcute sunt și renovate. Sigur, vă uitați. Este un popor, cavaleria poloneză, când au intrat nemții peste ei cu tancurile, cu panțări, cavaleria poloneză, care nu avea tancuri, s-au dus cu cai și cu sabia în mână și au atacat tancurile. Ăsta e popor. Da. Au gestionat, dacă vă arăt. Așa cum finlandezii sunt popor. Ăsta e finlandezii. Care s-au putut cu rușii în timp ce noi am cedat Basarabia. Sigur că da. L-au pus pe burtă pe Voroșilov. Sigur că da. L-au terminat. De-aia rușii respectă și până și acum. Da, sigur că da. Este incredibil. Unele popoare stau în două picioare. Acum, noi am abordat subiectul ăsta. Întotdeauna vei respecta un dușman puternic. Nu vreau să vă desumflu. Am abordat un subiect. Cum să vă spun eu acum, să se supere lumea pe mine? Dom'le, ce e mai complicat decât Ana are mere, este subiect refuzat. Oamenii încep să refuze inclusiv Ana are mere. Oamenii încep să refuze chiar și raționamentele simple. Nenorocirea este că nu mai merge decât pe emoție. Și vine un meseriaș care n-are cum să meargă pe emoții. Merge pe cunoaștere, merge pe cifre, merge pe realități, merge pe cauze, pe efect. Trebuie să ne intereseze pe toți cât sunt de viitorul nostru. Nu. Dar domnul Cure are dreptate. Are pur. Bun, eu astăzi am văzut breaking news-ul la televiziune românești. Noi discutăm de lucruri serioase aici, dar crede-mă. La televiziuni serioase, astăzi au fost două breaking news. Moartea lui Benoni Sinulescu, Dumnezeu să-l odihnească. De ce a murit Benoni Sinulescu? Avea 82 de ani. De ce să moară? 84 de ani. Adică l-am cunoscut, am colaborat cu el, cu Nea Beni, adică am avut o relație foarte bună. Dar asta nu e de ce a murit Benoni Sinulescu, pe bune? Ne mai întrebăm, nu mi-am făcut niciodată necrologele TV. Pentru că era bolnav. Da. Și am văzut breaking news astăzi că a ars o casă. Da. Păi, eu am făcut dimineața un... Asta e știre de breaking news că a ars o casă în România? Da, am făcut un podcast. Nu era combinat pentru chimic. Da. A ars o casă. Da. Felicitări, domnul Curea. Domnul Curea, normal când zici cu oameni de asemenea calibru, înveți. Are dreptate. Astea sunt breaking news? Normal, le dau presa că... Asta trebuie să fie breaking news. Asta trebuie să fie breaking news. Și a doua zi au sărit bursele în aer. Asta era de breaking ministru news. Ministru Gigel prins cu fofărlica. După asta trebuia să fie. Dacă e adevărat și creează prejudicii întregii țări economiei românești, chestia asta trebuia dezbătută. E adevărat sau Norvegia, eu vă spun și închid. Mădăline, și aici iarăși există două variante. O variantă în care nu se dezbate pentru că nu se dorește să se afle lucrurile astea sau nu se dezbate pentru că e complicat pentru anumiți jurnaliști să înțeleagă aceste chestiuni. Deci sunt două variante, ambele grave. Dar nu trebuie. Eu în probleme de energie sunt tămâie. Știu doar bruma aia de termodinamică. Dar poți să pui niște întrebări. Sunt tămâie. Dom'le, da cas cu ochii, sigur, cât farfuriile când pun mâna pe câte unul care știe despre ce e vorba. Domnul Curea, și mi-explică și mie. Altceva vreau să spun. Norvegia, pe extracția din Marea Nordului, are public contul de bani. Nu au voie să umble. Și se duc în contul ăla suveran. Bineînțeles, n-au voie să umble nimeni decât pentru anumite lucruri și pentru o generație.
Vreau să știu și eu care a fost logica în care statul român investește și cumpără de la Exxon cu miliard. Vreau să știu care a fost logica, de ce nu termină termocentrala. Vreau și eu să le știu public. Adică trebuie să ne explice niște lucruri. Să, public să vină, astea pentru că atunci... Astea nu pot să rămâne secrete. De ce abandonezi construcția, amenajarea unei hidrocentrale? Sunt două hidrocentrale acolo, iar e un subiect mai grav. Nu vreau să-l discut, că sunt la mine în Gorj. La mine în Gorj, n-au terminat... Și te-a pus să cumperi pachet pentru care trebuie să mai bagi niște miliarde de euro de la Exxon, ca să poți... Povestea este vândută ca o victorie, să știți. Deci dacă ne uităm la știri, e o victorie. Dar oamenii ăștia, domne, nu în fața mea trebuie să răspundă, domne, ziaristul scârța. Domne, oamenii ăștia trebuie să răspundă în fața Parlamentului. Și de ce nu în fața procurorilor, atunci, acolo unde este cazul? Dacă este constat. Dacă este cazul. A publicat Radu Sovianii. Domne, omul e nebun în sensul bun. Mă, ăsta când ia câte o problemă să o analizeze, băi frate, de unde se duce cu ea toate arhivele de pe pământul ăsta? M-a intrat pe site-ul Băncii Centrale Europene, am mai spus în emisiunea ta, dar poate nu strică, poate tot ori înțelege oamenii ceva. Atunci a intrat pe situația împrumuturilor în Uniunea Europeană pe vreme de pandemie. Și domnule, a făcut omul un calcul. Costurile împrumuturilor luate de Câțu, că el era în perioada când a fost ministru de finanțe, sunt mai mari decât costurile cumulate ale împrumuturilor luate de toate țările Uniunii Europene. Eu nu pot să bat până acolo. Domnule, și el n-a făcut o analiză lirică, stilistică. Omul a însumat cifre, domnule. Nu știu că e adevărat. Chiar adevărat, da, te întreba a doua oară. Da, domnule. Asta spune Sovianii? Da, domnule. Și omul și spune, băi, refaceți și voi adunările, că poate am greșit eu. Și omul dă link-ul, dă fotografiile, tabelul care sunt pe site-ul Băncii Centrale Europene, domnule, nu pe site-ul gigi.com. Astea erau știri de prima pagină. Știți? Sigur că da. Domnul Ionescu... Sigur că da. Și atunci vii și te întrebi, oare ăsta este motivul pentru care încă ministrul al României este Florin Câțu? Păi putem bănui că ăsta e. Ăsta e motivul? Putem bănui. Te întrebi, nu? Nu avem certitudini. Dar întrebări ne putem pune? Da, este rolul presei. Dacă nu mai putem să ne punem întrebări. Dar mie mi-a promis. O situație de genul ăsta nu mai ne lăsăm. Mie mi-a promis Rareș Bogdan. A intrat prin telefon la Antena 3, zic, domne, explicați-ne, domne, ce e cu împrumutul ăsta. O să vin, atunci când îl apăra pe Câțu și spunea că toți am tras fete de codiță, când a apărut dosarul ăla, că l-au arestat americanii, beat. Nu, toți am tras fete de codiță, adică el compara trasul unei lui Gigica, colega de bancă de codiță, cu să tăia miliția. Bet. Pulbere. Bun, nu contează. Nu, și să faci condus pușcărie, să fii condamnat. Da, pentru că condamnat. Mirel, nu, o secundă, te rog. Este că acea lebădă neagră le-a strigat lor le-a stricat jocurile. Domne, atunci când îl apăra, spunea că toți am tras fete de codiță. Domne, zice, o să vin. Domne, dar cu împrumuturile cu Câțu luate. Lasă-l, domne, ca om la beat. Domne, dar dobânzile. O să vin și o să vă explic și o să înțelegeți. Ați auzit să dea Rareș Bogdan vă explicație să vină pe undeva? Păi Parlamentul l-a chemat de m-am plictisit eu de nu știu câte ori. Îmi spunea Zamfir. Bă, bine, le termină cu prostiile, le-am chemat de ne-am plictisit. Bă, nici nu... Eu nu știu dacă Rareș Bogdan a trebuit să dea explicație. Nu Rareș asta, dar, trebuie să dea, dar sigur că... Ministrul Câțu trebuia să spună ceva în Dar el, săracul, intrând în direct la voi la emisiune, trebuia să zică ceva, nu? Nu putea... Cine știe, nu știu de ce, dar primul ministru este și ministrul finanțelor este obligat să vină la Parlament. Absolut. Este obligat. Absolut. Nu știu cum a fost, de ce spune și Zafir, de ce n-a venit, însă m-au chemat cum trebuie. Fără nicio explicație. Nu, fără e obligat. Păi dacă nu au mai fost și alții care n-au venit? Nu. În afară de Chiovici și toți miniștri au venit. Cum să nu sunt? Dacă n-au venit miniștri, au trimis secretarii de stat. Eu cât am fost senator, orice ministru, de câte ori a fost chemat, a venit. Uite, asta nu știu. O fi trimis la mișto vreun secretar de stat. Bun, deci mi se pare foarte interesant că în timp ce se întâmplă astfel de lucruri pe care trebuie să le știe toți cetățenii României, președintele iese și dă iară semnale că se apropie ceva din punct de vedere economic, ceva mai dificil decât contextul prin care trecem acum. Este modalitatea președintelui de a încerca, poate, să câștige un pic de simpatie. A trecut de partea poporului. A trecut cumva de partea poporului, pentru că acum nu mai poate să dea în PSD. Și un pic motivare. Dar, pe de altă parte, sunt și niște semnale în public, pentru ca cineva să înțeleagă, bă, e groasă, e din ce în ce mai groasă. Faceți ceva, reveniți-vă un pic, că lucrurile se vor duce mai rău
Și s-ar putea să plătim Bădălin, dar el a fost mai preocupat, îți dai seama că el putea să accelereze, clar, da, numirea guvernului. Nu, el a fost preocupat, chiar, eu cred că chiar a prins lucrurile ca negocierile astea să fie cât mai lungi, tocmai ca să arate, dumneavoastră, nu mă bag, uite-i pe proștii ăștia cât să, cât să împiedică și cât amână când situația e gravă și pandemie și situația economică, tocmai ca să arate, da, dumneavoastră, tot PNL-ul e n-am treabă cu nimic. Tot PNL-ul e cel care încasează, pentru că oamenii percep că Florin Cîțu, de exemplu, este... Am văzut un sondaj acum, este un factor de... a fost un factor de prelungire a crizei. Asta este cel puțin percepția. M-am uitat pe sondajul Curs. Așa. Care, curs. Nu, sondajul sau în curs, cum zice editorul nostru care a montat, care a pus vocea, de fapt, editorul de voce, voiceover. Sondajul Curs, în care reiesc clar niște nemulțumiri legate de, și de personalul Florin Cîțu și acesta... Acesta, din punct de vedere, cum să zic, al gestionării crizei alimentare. Imediat, după pauză, a, trebuie okay. să cred că, cred și, că șapte. Ce privește, Florin Cîțu e roșu. Serios? Tot așa, panelul șapte? Ăla. Mare. Adică nemulțumirea este uriașă, vom vedea. Da, e fără precedent. A populației, e fără precedent. Da. Domnul Enescu, cred că și domnul Curea, cred că ați sesizat că Florin Cîțu nu are liberalii lângă el. Nu are pe niciunul. Are echipa câștigătoare. Nu știu cum să scape de el. Nu există niciun liberal. Eu cred că nici Anisie pare rău. Pe lângă el. Toți care sunt lângă el, este Bode, PD. Este Dan Vâlceanu, PD. Nu, sunt și liberali. Arătați-mi și mie, că poate nu-i cunosc eu. Este Rareș Bogdan, Realitatea TV. Nu mai e. La... Nu mai e, mă rog. Deci nu e, nu e din vechiul PNL. Vechiul PNL, Dan Motreanu... Domnul Curea, Dan Motreanu, toată echipa, îi cunosc. A făcut un pas în spate, da, inclusiv da, da. Giger Știrbu. Toți au fugit și îi lasă în față. Dacă v-ați uitat, este... Are Prahova, are el. Nu este adevărat, nu mai iasă cu el în față de mult. Nici Iulian Dumitrescu nu mai iasă. Singurii care au rămas lângă el, liberalii, deja de mai de mult timp Bognesc, v-am spus în emisiune. Atenție că atât timp cât ăștia-s grei nu iasă, îi pregătesc. Păi ei ne dau informații. Ei, sigur. Se aud voci. Auzim voci noi? Voci, voci, da, voci. Vot. Se aud voci. Nu știu, sper că nu le-au citit telespectatorii. Au intervenit peste noi. Conducerile județelor. Sansone. Vă, se aude sau nu? Da, se aude, se aude, Iohannis. Se aude. Alegeri este domnul Iohannis, dar făceam o emisiune aici, ne lăsați și pe noi să intrăm în publicitate, să anunțim. Exact, este noi, Iohannis. Publicitate, revenim în câteva momente. Domnul Iohannis, vă rog eu mult, trebuie să intrăm în publicitate, revenim. Vreau să anunț ce urmează, dar facem asta în câteva momente, rămâneți alături de noi.